Știi, eu ultimul timp am o dilemă care este una nouă pentru mine. Înainte eu eram ferm convinsă că protestele pașnice ajută. Și acum eu am început să văd că nu prea că protestele pașnice, dacă pur și simplu oamenii au ieșit, deci eu atenție, eu nu vorbesc acum proteste pașnice versus uh, proteste agresive unde se distruge și mai departe. Dar vorbesc despre protest pașnic sau un protest unde de exemplu oamenii fac ceva uh, ceea ce nu poate fi ignorat de autorități. Da, de exemplu, s-au pus, uh, au strâns un lanț în jurul copacilor care să nu fie tăiat. Deci diferite, nu știu, pot fi diferite. Nu vreau să dau acum rețete. Dar eu stau și mă gândesc, care ar fi alternativa unei postări pe Facebook despre un fapt care te deranjează în situația când, dacă ai mulți urmăritori ei, această postare i-ar putea educa iar putea, nu e neapărat, dar s-ar putea. Sau dacă acționez, cum acționez? Strâng și ies la un protest pașnic, păi eu am văzut că nici ele nu prea ajută. Ce facem? Cum schimbăm situația? Sau este o iluzie că putem schimba situația? Nu este o iluzie. Situația se schimbă câte, câte un pic. Uh, Mi-au venit mai multe idei și o să încerc să le ferm, formulez fără să, să uit una din ele. În primul rând, protestele pașnice, uh, ele în continuare trebuiesc pentru a atrage atenția. Uh -huh. Deci ele sunt extraordinare, mai ales când sunt creative, interesante, pentru, pentru a genera motive informaționale. Hai uh -huh. să le spunem, pentru că, problema. Pentru ca inclusiv uh, canalele de știri să atragă atenția uh -huh. asupra unei probleme. Deci asta este cumva misiunea protestelor. Eu nu cred foarte mult în proteste permanente, de exemplu, pentru că eu consider că trebuie să existe cumva un change care trebuie să fie destul de iminent, nu cândva posibil în, în viitor. Asta în, în primul rând, în ceea ce ține de proteste. Doi, Sven Gerst a povestit foarte fain la un eveniment pe care l-am organizat eu împreună cu Vitalie. Am făcut, pentru că am lansat aplicația Vote Me Up, am făcut un eveniment Future of Democracy. Și el a prezentat o perspectivă super interesantă despre protestele din Belarus. Că au făcut proteste interesante și creative și nu știu cum, dar până la urmă nu au reușit să își îndeplinească misiunea, trebuie să fim sinceri aici. Uh -huh. Care a fost problema, e o problemă sistemică. Pentru că toate aceste chestii erau sporadice și nu au fost parte a unui sistem, a unui uh -huh. framework care să aibă progresii și să ducă la niște schimbări incrementale câte un pic de ce? Pentru că ei și au propus să facă o schimbare foarte mare și deodată, dar ceea ce da. este foarte greu.